așa cum a spus Leo, deschidem la Luca, capitolul 1. Luca. Pagina 984-985. Luca a profitat de faptul că Pavel era în închisoare, Cezarea, acolo unde era el, și s-a dus și a făcut cercetări cu deamăruntul. Și a vrut să-i scrie lui Teofil lucruri sigure, pentru că mulți s-au apucat să scrie tot felul de variante ale vieții Domnului Iisus. El a făcut cercetări cu deamăruntul. Și a luat locurile nașterii pe unde a fost, rudele lui. Și astăzi ne întâlnim cu tatăl verișorului lui, care se va numi Botezătorul și căruia îi se va tăia în final capul. În fiecare limba pământului sunt variante ale acestui nume de care ne vom ocupa astăzi un pic. În limba rusă, de exemplu, foarte multe persoane poartă numele Ivan. În limba română, foarte multe persoane poartă numele Ion. Și de acolo Ionel, Nelu. În limba franceză, ia steaua, frate Câmpeanu, cum e varianta tradusă în limba franceză? Jean. Jean Valjean. Jean Valjean. Jean. Jeudi. Nu, aia e ziua de săptămână, ala e joi. În limba spaniolă este? Juan. În limba engleză este? John. Toate acestea sunt variantele unui număr cu care ne vom întâlni în capitolele de astăzi. Luca s-a dus și a făcut cercetări și a stat de vorbă cu Zaharia și a stat de vorbă cu Elisabeta și a aflat că acestui om i s-a poruncit de la Dumnezeu să se ducă acasă plin de credință, că o să îi se nască în sfârșit un copil la bătrânețe și o să-i pună numele Ioan. Și de acolo e Jean, John, Ivan, așa mai departe. E un nume pe care Dumnezeu li l-a dat. Ian? Ian. Numele la noi au și n-au importanță. Le folosim la copiii noștri după sonoritate. Dar la poporul lui Dumnezeu numele prindeau ceva din destinul persoanei respective. De exemplu, în providența lui Dumnezeu, în cele 12 scoade pe care le-a trimis în țară, să vadă cum e țara, Canaan, a fost și un tinerel care se numea Hoșea. Hoșea. Băiat frumos, curajos. Lui Moise i-a plăcut de el și l-a luat să-i fie ucenic, să stea cu el. După ce au plecat toți, pe ăsta l-a oprit cu el. Și a zis, cum te cheamă, mai băiete? Hoșea. Hoșea tradus în limba lor de atunci înseamnă izbăvire, salvare. Erau o națiune de robi în Egipt și părinții ăștia oftau pentru ziua, clipa, ora în care Dumnezeu va veni și îi va izbăvi, îi va scoate, îi va elibera. Și au dat copilului numele Eliberare. Așa cum oftau evrei după eliberare, oftau militari în armată după eliberare, eliberare, eliberare. Asta era Hoșea. Și asta a fost în mintea părinților lui. Moise a zis, e frumos și-au gândit părinții tăi, dar asta e cu eliberarea, trebuie să o legi de cineva care poate să o facă. Și a zis, tu o să te numești de azi înainte Yehoșea, Yehoșua. Yehoșua s-a transformat în Iosua. I-a adăugat pe acest I de la început de la Jehova. Adică cel care ne dă izbăvirea este Dumnezeu. Îl așteptăm pe Dumnezeu să ne elibereze. Și când începe Noul Testament, îngerul vine și spune părinților și îl vor numi, vor pune numele Iisus pentru că el va izbăvi pe poporul lui de păcatele lui. Numele de acolo este numele ăla pe care l-a dat Moise.
Iehoșua, cel care aduce eliberarea, Dumnezeul care aduce eliberarea. Și Iosua devine un tip al lucrării pe care o va face Domnul Iisus la împlinirea vremii. Moise moare cu tot simbolul legii și în Canaan cine îi duce? Nu-i duce Moise, cine îi duce în Canaan? Iosua. Și le dă odihnă să stea în țara aceea. Autorul epistolei către evrei spune, Iehoșua acela nu le-a dat adevărata odihnă. Adevărata odihnă o dă Iehoșua ăsta al doilea, adică Iisus. Vedeți, la evrei numele au încărcătură, au importanță. Primul personaj cu care ne vom întâlni aici, și dumneavoastră știți că în fiecare an de sărbători ne întâlnim cu personajele acestea, se numește Zaharia. Zaharia va fi tatăl lui Jean, John, Ian, Ioan, Ivan și așa mai departe. Zaharia va fi tatăl unui copil la care îi va pune numele Ioan. Măcar că atunci când mama s-a zis că trebuie să pună numele Ioan, toate rudenile ce au zis? Că dacă dați pagina la capitolul ăsta, vedeți imediat. Versetul 57, nu? Un verset 66, 77, 80 de versete are Luca 1. Nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Obiceiul era să dai după cineva din familie. După cineva. Și ea zice, nu. Asta e, așa ne-a zis nouă Dumnezeu. Ia, mă, Doamne, cu chestiile astea. Și atunci se duc la Zaharia și spune, cum vrei să-l se cheme copilul? Acum, Zaharia nu putea vorbi. De ce? Că era mut. A fost mut pentru că atunci când în templu Dumnezeu i-a făcut promisiunea că va rămâne însăcinată nevastă sa, el a zis, întom bătrân, ce mai fac eu? Cum să se întâmple așa ceva? Și în versetul 19, drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbești și să-ți aduc această veste bună. Și tu comentezi? Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri. Pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Așa că se duc rudele și cu mama copilului la mutul ăsta și îl întreabă, unde ce zice femeia asta? Să-i spunem, și în ebraică este Iohanan. Iohanan înseamnă darul lui Dumnezeu. Iohanan. Și mutul, pedepsit de Dumnezeu, ia o tăbliță, ia creta aia ce aveau ei acolo și mâzgălește pe ea ce? Și e tare frumos că textul zice așa. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând. E imagine teribilă. Ai putea să faci un film aici. Mutu ia asta și Iohanan. Și în clipa aceea i s-a deschis gura. S-a speriat toți. În clipa aceea i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica. Și în tot ținutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Numele era Iohanan, darul lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu care cercetează neamul acesta. Cât vreți să ținem școala dominicală? O zi, o oră, o săptămână? Sunt așa de multe lucruri care se pot vorbi de aici. Pe bătrânul ăsta care era căsătorit cu Elisabeta și era din ceata lui Abia, părinții lui i-au dat la un numit cum pe bătrânul acesta, pe preotul ăsta? Ce înseamnă Zaharia? La evrei totul are semnificație. Da. Asta este traducerea celor care nu se uită la ebraică.
Dacă deschideți la pagina 908, mă iertați pe mine, că am doar șingălțul ăsta și mă mai strâmb aici. La 908 avem o carte care se numește chiar așa. Numele cărții este Cartea Profetului Zaharia. Deci bătrânul ăsta, căsătorit cu Elisabeta, purta numele unui profet care trăise ceva sute de ani înainte, pe vremea lui Dariu. În luna 8-a, în anul al doilea lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido. Când apare I, este de la Jehova. E, Jehova, englezii spun I. Când apare Ia, terminația Ia, este de la Elohim, respectiv Jehova. Și Zaharia înseamnă Dumnezeu ascultă. Dumnezeu ascultă. Și aceste două personaje providențiale, Zaharia asta din Vechiul Testament și Zaharia asta din Noul Testament, apar în istorie în balamale, când se schimbă vremea. Schimbă vremea. Poporul se roagă și aveau impresia că Dumnezeu nu-i aude. E închis cerul. Nu se mai întâmplă nimica pentru noi. Ne-a lăsat în mâinile dușmanilor noștri. Și apare o ceată de părinți care dau copilului, doi părinți care dau copilului lor nume Dumnezeu ascultă. Dumnezeu ascultă. Și în vremea acestui copil, Duhul Domnului vine peste copilul acesta și spune, mă întorc la poporul meu. Mă întorc la poporul meu pentru că îl iubesc așa cum nu vă închipuiți cum îl iubesc eu. I-am pedepsit că trebuie să-l pedepsesc. Și am putea să stăm o lună numai la Zaharia din Vechiul Testament. Aici în versetul 8 apar caia din Apocalipsa. M-am uitat noaptea și iată că un om era călare pe un cal roșu și stătea între mirți într-un umbrar. În urma lui erau niște cai roșii. Care mai erau aia lanții din Apocalipsa? Ce lipsește? Negru și ăla palid, alb. Uite-l aici. Calul roșu, cai murgi și albi. Ce însemnează lucrul acesta? Și merge mai departe și explică. Și capitolul 2 are versetul acesta care este teribil de frumos. Dacă nu l-aveți subliniat în Biblie, subliniați-l. De ce exact când apare Zaharia? Sau de ce când Dumnezeu a pus gândul acestor părinți să-și numească copilul devenit profet Zaharia, atunci se schimbă ceva în istorie. Dumnezeu își aduce aminte. Și nu, vorbesc acum de profetul din Vechiul Testament, când poporul zicea, ne-a uitat Dumnezeu, ne-a uitat Dumnezeu, ne-a uitat Dumnezeu. Și în capitolul 2, versetul 8, citește-l tu, Leo, mă mine mă strâmbă tare aici. Versetul 8? Da. E ăla frumos, toată lumea știe pe din afară, dar nu știe de unde e. La 909, Zaharia, capitolul 2, versetul 8. Nu, suntem deocamdată la Zaharia ăla. Domnul oștirilor, după slavă, m-a trimis el la neamurile care va jefui. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Aleluia! Toți știm asta despre evrei, dar nu știm de unde. Nu știm de unde. Declarația asta apare pe vremea unui Zaharia, a cărui părinți au spus, Dumnezeu ascultă. Dumnezeu ascultă și până la urmă va veni. Va veni. Și Dumnezeu în Zaharia, în Vechiul Testament, Zaharia e una din apocalipsele Bibliei, apocalipsa din Vechiul Testament. Iată la Apocalipsă, capitolul 14. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus se va face o vale foarte mare. Jumătate din munte se va trage înapoi spre miază noapte și iar jumătate spre miază zi. Și veți fuzi atunci în fața, în valea munților mei. Tot în Zaharia acela este, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe cel pe care l-au. Bă, ăsta e în Zaharia, ăsta e în Zaharia ăla. Îl vor plânge cum plânge cineva pe
singurul lui fiu și-l vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Și așa e Apocalipsa. Aici este Apocalipsa. Vorbește până în vremea mileniului, capitolul 14, ultima. Acum ne întoarcem la ce a spus Leo. Dăm paginile astea și ne gândim că poate în amintirea profetului Zaharia au existat niște părinți în Israel care le-au spus la copilul lor Zaharia. Pentru că și ei erau parcă părăsiți de Dumnezeu. Fuseseră sub ocupația grecilor cu Alexandru cel Mare. Pe grecii dăduseră cumva afară prin familia lui Iuda Macabeu și a fost o vreme a Macabeilor. De-aia n-a ținut prea mult, că au venit romanii și a venit Imperiul Roman. 15. Și o familie mișcată de Duhul lui Dumnezeu, de copilului lor, numele Dumnezeu ascultă. Dumnezeu ascultă. Veți vedea așa cum s-a întâmplat în Vechiul Testament. Dumnezeu ascultă. Așa că lecția de astăzi trebuie să înceapă de la teologia aceasta a numelor. Ne vom întâlni cu numele lui Ioan, dar numele lui Ioan apare în contextul altui nume, al lui Zaharia. Zaharia, care are corespondent în Vechiul Testament și care a fost dat de niște părinți când poporul era în mare chinuire și asuprire și suferință și aveau sentimentul că Dumnezeu i-a uitat. Au fost niște părinți care au zis, nu, Dumnezeul nostru ascultă. Dumnezeul nostru ascultă. Ok, aceasta este mica mea introducere la lecția de astăzi. Înțelegeți? Nu poți să ajungi să vorbești despre Ioan dacă nu înțelegi mesajul numelor și însemnătatea lor atât la familiile de evrei, cât și la Dumnezeu care pune degetul pe istorie și zice, acum mă mișc, acum vin și fac asta. Acum vin și fac asta. Au fost niște părinți care nici n-au știut de ce l-au numit pe copilul lor Ilie. Dar într-o bună zi, tot muntele lui Israel, întors la Dumnezeu prin focul ăla, coborât de sus peste jertfă și cu apa aia și cu tot ce se întâmplase, uimit tot poporul acela ca un stadion imens, striga, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și asta era numele lui, Eliahu. E așa cum tot stadionul ăla din unde acum Cupa Mondială ar striga Hagi. Tot muntele Carmel striga Eliahu. Abia n-au avut părinților că destinul lui se va întâmpla să se împlinească acolo pe munte. El va aduce poporul înapoi la Dumnezeu. Și astăzi vorbim despre Iohanan, care apare în familia unuia care se numește Zaharia. Dumnezeu ascultă. Ne apropiem de încheiere, pentru că eu v-am spus, se poate vorbi un an, o lună, o săptămână, o zi, dar noi avem câteva zeci de minute. Cum e Zaharia? Este un personaj pozitiv sau negativ? Știm toate. Muțenia, scrisul acolo. Cum vi se pare Zaharia? Era preot, sigur că da. Dar dacă rudele vreau să-i pun alt nume? Cine a avut Dumnezeu ultimul cuvânt? Cine a avut ultimul cuvânt? Dumnezeu a avut nume, că Dumnezeu... Ia, dar cu ea, pe cine l-a întrebat? Pe Zaha? Pe ea. S-a ținut tare. Adică când a fost pus la încercare, prima dată cam... A rămas corigent și i-a dat muțenie și pur mi-a dat răspunsul, examenul de toamnă, cum vreți să-l cheme? Ai putea să-i punem altfel de nume? Și el a zis, nu, așa mi-a zis, așa-l cheamă. Și dintr-un om temător ajunge un om ascultător și dincolo de ascultător aș vrea să închei cu ceea ce am început, pentru că de-aia v-am spus de Zaharia din Vechiul Testament. Zaharia ăsta pe care l-am cunoscut noi a fost un preot, dar Dumnezeu l-a transformat în profet.
Și acum deschideți, dacă vreți, la capitolul 2 și o să-l tăiem seara asta, înainte de capitolul 2, de la versetul 67, și mă lăsați pe mine să-l citesc. Deci ne-am întâlnit în seara asta cu un preot bătrân, cu baba lui, care n-au reacționat așa cum vrea Dumnezeu. Deși numele lui era Dumnezeu ascultă, m-a mai crezut că Dumnezeu ascultă. Este tizul ăla din Vechiul Testament, care a fost mare proroc. Ăla care a zis, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Ascult, stați liniștiți că ascult și vin. Și vin. Și le-a dat programul până la Apocalipsa ce va face cu ei. Și acum bătrânul ăsta care poartă nume de proroc, dar e preot, ajunge proroc. Și nădejdea părinților lui cumva se împlinește în versetele astea de la 67 înainte. Iată pe bătrânul ăsta preot cum ajunge proroc, ca ăla din Vechiul Testament. Zaharia, tatălui Ioan, Iohanan, s-a umplut de Duhul Sfânt. A prorocit. Pune-le sus acolo ca să se vadă. Și auziți, din momentul acesta preotul devine profet ca ăla din Vechiul Testament. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său. Ca Zaharia la Vechiul Testament. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Ce vorbește omul ăsta? Ce vorbește omul ăsta? S-a întâmplat că la 6 luni de graviditate, Maria a venit la Elisabeta și a aflat și Zaharia și Maria i-a povestit lui Elisabeta ce i s-a întâmplat, cum i s-a arătat un înger al Domnului care i-a spus, nu te teme, Marie. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt se va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Și bătrânul ăsta preot devine profet și în contextul a ceea ce se întâmplase cu Maria și cu baba lui, cu Elisabeta, el crede și spune, se va naște Mesia. A săltat pruncul în pântecele lui nevastă mea când a venit Maria. Pa! Și ne-a ridicat deja. Nu ne va ridica. Ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David. Acum asta era un fel de rudenii, dar ăsta era preot, adică era din seminția lui Levi. Seminția lui David era Iuda. Ca să fie foarte clar. Foarte clar. Unul din seminția lui Levi, când a venit Maria și a zis cu Iosif ce s-a întâmplat, o, ce-i fa, voi sunteți familia din David. Și mușul face legături profetice și acum Duhul lui Dumnezeu vine peste el și spune, toate promisiunile făcute de Dumnezeu lui David se vor împlini acum cu tronul, cu împărăția. Cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrășmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Moșul devine profet. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram. Până acum este istorie și este puțin profeție, dar urmează. Că după ce ne va izbăvi din mâna vrășmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, deci Ioan Botezătorul era încă mititel, e prunc, nu zice, și tu, băiete, sau și tu, adolescentule, și tu, pruncule, e mititel. Dar el vede prin credință. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt. Legătura între Ioan Botezătorul și Domnul Iisus care vine ca Mesia. Căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru în urma căreia ne-a cercetat și asta este imagine extraordinară.
Soarele care răsare, nu se poate așa ceva. Niciodată. Soarele răsare de unde? În marginea pământului, de acolo. De jos. De jos. De acolo, de jos, vine până vine sus. Dar el vine de jos. Zice, nu, nu ăsta. Ăsta vine, e altfel de soare. Nu e soare natural. E un soare care vine de sus. Ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întuneric și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Preotul Zaharia devine profet, așa cum a fost ăla din Vechiul Testament. Balamau spune, Dumnezeu ascultă și acum Dumnezeu deschide ușa pentru o nouă zi. Atunci a întors din Babilon înapoi. Acum îl aduce pe Domnul Iisus ca să ne scoată de sub Babilonul acestei lumi, de sub păcat și să ne pregătească pentru cer. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu pe care o vede Zaharia și o vestește profetic să credem noi toți în ea. Parte s-a împlinit, parte nu s-a împlinit încă. Dar Dumnezeu ascultă, așteptăm și noi și va veni vremea când se va împlini cuvânt cu cuvânt ce scrie aici în profeția aceasta lui Zaharia. Doamne, ajută-ne să avem încredere în Tine.